Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint bicicleta Cannondale Hooligans. E o bicicletă foarte interesantă. După cum vezi, vine cu roți de 20, foarte mici și ideale pentru femei în oraș. Hai să vezi despre ce e vorba și să-ți povestesc mai multe despre ea. Cum am spus, vine cu roți super mici de 20. Bineînțeles, fur ca lefty, ca la orice Cannondale veritabil. Aici, dacă vezi, că e și modelul Hooligan. Este o bicicletă care vine cu 3 viteze în butuc. Super fain și ideal pentru oraș. Are o singură manetă de schimbător. În mod normal, dacă dai în jos la grip shift, devine mai ușor. Dar la asta, dacă dai în jos, devine mai greu și în sus devine mai ușor. Doar ca un mic detaliu, insignifiant, dar am vrut să-ți spun despre el. Nu știu mărimea cadrului, pentru că e super mic. Vine cu o foaie în față, cu o singură foaie, un lanț pentru single speed și cam atât. Nu am prea multe să-ți povestesc. Frânele sunt mecanice. Și aici frânele sunt pe dos. Asta e de față, asta e de spate. Barențuri care mi se par super confortabile în oraș. Nici n-am mai folosit de mult și poate din cauza asta îmi place atât de mult. Sunt curios să-mi scrii într-un comentariu dacă tu ai folosit o bicicletă de genul ăsta în oraș, dacă ți-ar place să încerci una, dacă ai folosit Cannondale până acum. Eu am folosit, am avut două Cannondale de carbon până acum și dacă mai vrei să vezi review-uri despre anumite branduri de biciclete sau anumite modele, scrie în comentarii mai jos. Hai să vedem cum se simte în oraș. De remarcat că avem piste de biciclete în Reșița, cu două sensuri. Cam așa arată. Așa cum spuneam, feeling-ul e unul excelent pe ea, este foarte recomandată pentru oraș.